Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Luna aceasta va trebui să te împaci cu influența disarmonică a gemenilor și a păștilor. Aceste energii îți perturbă planurile și calmul, creând sentimentul că toate evenimentele sunt împotriva ta. Ți se pare că soțul tău, șeful și toți ceilalți nu înțeleg ce fel de persoană ești. Situația este în afara controlului tău. Din 7 martie, odată cu nașterea lunii prin ta, aceste fenomene sunt chiar mai intensificate și întărite. În loc să lupți pe toate fronturile, privește totul dintr-un unghi diferit, deschidete la noi posibilități, Uranus și Venus în ți vor oferi această șansă. Desigur, va fi greu. Dar ar trebui să-ți acorzi puțin atenție dacă dorești să obții pacea interioară. Dragoste, în ciuda bunăvoinței tale, totul va fi dificil dacă nu ești de acord să privești lucrurile dintr-un unghi diferit, energiile peștilor pun presiune asupra ta, iar venus în Taur îți va face cochiul. Luna aceasta, contrar credințelor tale, ai de ales și poți lua o decizie. Sfat. Nu mai încerca să satisface dorințele tuturor celor din jurul tău, în afară de tine. În schimb, gândește-te la tine. Te rog să ignori dacă unor minți bine intenționate nu le place. Sănătatea Concentrarea pe carieră îți poate distrage atenția de la îngrijirea de sine. Între timp, în luna martie, cele mai vulnerabile locuri sunt spatele, sistemul musculoscheletic și sistemul nervos. Dacă ești unul dintre acei reprezentanței zodiei care nu au fost la medici de mult timp, atunci în această primăvară trebuie să spargi statisticile și să vizitezi specialiști. O examinare cuprinzătoare te va ajuta la identificarea și eliminarea posibilelor procese patologice. Începe să ai grijă de tine și vei vedea cât de recunoscători va fi corpul tău pentru o astfel de atitudine. Banii. În această perioadă, va trebui să întocmești reglementări clare pentru cheltuieli, va trebui să faci o mulțime de fapte necesare, așa că va trebui să muncești mult. Pe de altă parte, îți va lipsi foarte mult odihna, așa că trebuie să-ți planifici în mod clar propriul timp pentru a ține pasul cu totul. Această abordare va da rade și până la sfârșitul lunii situația ta financiară se va stabiliza. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?